Bună dimineața, ne aflăm în Muzeul în Aer Liber, un loc fabulos de fiecare dată. Și dacă toți suntem aici, aș dori să discutăm despre marele eveniment al lunii septembrie, inaugurarea unui monument. Despre ce monument este vorba? Da, n-aș putea spune că e un mare eveniment. Au fost mai multe evenimente mari în luna septembrie, dar în ziua de sâmbătă, 22 septembrie, Muzeul Astra sărbătorește, ca multe alte muzee din Europa, Zilele Europene ale Patrimoniului. Și cu această ocazie, Muzeul în Aer Liber a pregătit un vernisaj de monument. E vorba de gospodăria de pietrar din comuna Cupșeni, județul Maramureș. O gospodărie tipică pentru zona Lăpușului, o zonă bine individualizată, care încă păstrează foarte multe tradiții, și ca obiceiuri, și ca interior, ca arhitectură. O zonă de tradiție, o zonă care se deosebește puțin de cea a Maramureșului istoric, de zona Maramureșului istoric, unde și acolo sunt mai multe zone. Dar să nu intrăm în detalii de genul ăsta. Ce vreau să vă spun e că, lângă faptul că am avut onoarea de a primi o delegație importantă din comună, în frunte cu primarul, viceprimarul, directorul școlii, și fostul primar, deci practic cele mai înalte oficialități ale comunei. Ne-am bucurat de a avea printre participanți membri din fiecare sat component al acestei comune. Gospodăria prezintă practic, se prezintă din casa de locuit, adusă din satul Cupșeni, șura adusă din satul Ungureni, aparținător aceleiași comune, iar majoritatea obiectelor au fost achiziționate din satul Cupșeni. Pe lângă acestea mai avem acareturile necesare unei gospodării, un cotețul de porci, cotețul de păsări. Foarte importantă este și împrejmuirea, pentru că fiind o zonă în care pietrăritul s-a practicat pentru, să zicem, mai bine de 100 de ani, cel puțin acolo în localitate, avem o poartă și portiță foarte frumoasă și stâlpii de gard sunt din piatră. Iarăși, cu șansă, undeva în 2000-2001, am făcut o comandă la ultimul meșter în viață atunci pentru niște faze de lucru, elemente de râșnițe, de pietre de moară, de stâlpi, de stâlpi de poartă, trepte de intrare în casă. Din nefericire, meșterul a murit în anul 2005 și odată cu el a murit și meșteșugul în zonă. Practic nu se mai practică acest meșteșug. Particularitățile zonei ca și meșteșug constă din faptul că satul se află sub muntele Șatra, care este un deal, un munte, are doar 1000 și ceva de metri, 1041 de metri. Vorbim de o rocă de origine vulcanică, destul de rezistentă, dar și ușor de prelucrat în același timp. Tot în gospodărie se găsește o fântână și un vălău de fântână foarte frumos sculptate în piatră, iar interiorul prezintă o bogăție importantă, mai ales în ceramică și textile, specifică întregului Maramureș. Ce pot să mai spun, că în același timp am avut gospodărie animată în timpul vernisajului. S-a ținut un atelier de desen și de pictură pe sticlă, ținut de unul dintre meșterii cu care noi colaborăm destul de des. În același timp au participat elevi de la Colegiul Pedagogic. Deci, practic, pe lângă importanța vizitei s-a adăugat și, eu știu, inspirația de care au dat dovadă elevii în realizarea acestor schițe în creion, care noi sperăm că în viitor se vor constitui într-o expoziție pe care să o prezentăm aici în Muzeul în Aer Liber. Veți prezenta chiar acolo unde este monumentul despre care vorbim? Ar fi frumos, dar nu cred că o să ne permită condițiile meteo, pentru că e foarte multă umezială noaptea deja. Cel mai probabil undeva în interior, pentru că nu mai e posibil, deja vremea nu mai permite aici în pădure așa ceva. Câtă durare este restaurarea acestui monument? Ea s-a făcut în mai multe faze.
s-a făcut casa în 2008, s-a ridicat casa din fonduri oferite de la Ministerul Culturii prin programul Patrimoniu în Pericol, după care în 2009, respectiv 2010, pe programul din fonduri europene, prin mecanismul financiar european EEA Grants, printr-o finanțare oferită de Norvegia, Liechtenstein și Islanda, prin care s-a realizat centrul Astra pentru patrimoniu, s-a putut finaliza acareturile și împrejmuirea. Deci, practic, faptul că am reușit să vernisăm această casă se datorează și acestei finanțări, care a grăbit puțin lucrurile. Aveți în plan vernisarea unui alt monument? Cu siguranță. Anul acesta am avut trei vernisaje destul de importante. Unul a fost în 18 mai, de Ziua Internațională a Muzeelor, prin gospodăria de jogărar de la Gura Râului. Am avut iarăși cu ocazia în luna iulie, la jumătatea lunii iulie, am avut cu ocazia Târgului de Țară, am avut vernisarea gospodăriei de miner aurar din Corna, județul Alba. Și iată acum, de Zilele Europene ale Patrimoniului, am reușit și această gospodărie. Ne încadrăm cumva în nota ultimilor ani și eu zic că e foarte bine, de vreme ce alte muzee în aer liber din țară, foarte rar, odată la câțiva ani, poate vernisează o casă. Sperăm și la anul cel puțin 2-3 vernisaje să fie, chiar dacă nu vor fi, eu știu, gospodării de amploare, că vor fi poate un tiasc, poate, eu știu, nu vor fi atât de impresionante. Noi sperăm să continuăm și avem speranța că până în 2015, cel târziu 2016, ne vom apropia de încheierea proiectului tematic, care este o dorință, mai ales că la anul împlinim 50 de ani de la debutul muzeului. Mulțumim mult de tot pentru informații, mult succes pe viitor și la mulți ani pentru cei 50 de ani!